Un turist din Israel s-a accidentat duminică 24 iulie în zona de creastă a munților Făgăraș, în zona monumentului Nerlinger. Acesta a suferit o fractură de picior, iar cei de la Salvamont Argeș au alertat elicopterul SMURD de la punctul de operare aeromedicală Caransebeș, care a preluat pacientul. La întoarcere, echipele au mai adus o persoană cu o plagă tăiată în zona numită la 3 pași de moarte și o altă persoană care a suferit o entorsă de gleznă. Cu o zi înainte, elicopterul a fost solicitat și pentru un bărbat în vârstă de 56 de ani cu fractură de gleznă din zona Arpășelul din Munții Făgăraș. Sunt foarte mulți turiști la munte, că am pus și pe sus, dar de obicei sâmbătă și duminică sunt mai mulți și ce să le recomand? Să aibă grijă că în fiecare zi s-ar putea să vină, eu zic așa, o furtună de aia puternică și la munte periculoasă din cauza la descărcările electrice. Deci să se ferească de asta de obicei după ora 14 se poate întâmpla, nu în fiecare zi, dar ce rest să fie echipați, că și sus este destul de cald, norocul că mai bate vântul și mai ameliorează, să zic așa, și asta, dar să respecte traseele turistice, marcajele, să nu se abată din poteci și să fie echipați corespunzător pentru zona montană. Cu un caz care denotă inconștiența unora care urcă pe munte, s-au confruntat salvamontiștii la finalul săptămânii trecute. Salvatorii au fost solicitați să salveze un tânăr de 21 de ani epuizat fizic. Acesta făcea parte dintr-un grup de tineri cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani, necunoscători ai zonei montane unde mergeau pentru prima oară. La un moment dat, unul dintre ei nu a mai putut continua, în timp ce ceilalți patru și-au continuat traseul spre vârful moldoveanu. Acesta fusese lăsat pe traseu cu folie de supraviețuire pe el. A alertat echipajele Salvamont Argeș, care s-au pus imediat în mișcare pentru a-l salva. În timpul cât a stat singur pe munte, părăsit de colegii de grup, s-a gândit numai la faptul că va muri și nu va mai fi găsit, îl mănâncă animalele sălbatice. Și-a scris cu marker pe picior CNP-ul, numele și numărul de la mașină, în speranța că dacă cineva îl va găsi, să știe cine a fost.